Ce am eu aici în mână este un dispozitiv de vaping, adică o țigară electronică. Deloc sau foarte puțin periculoasă, ar spune foarte mulți dintre dumneavoastră cei care vă uitați la emisiunea noastră. Ei bine, această țigare fumată complet este echivalentul nicotina 80 de țigări. 80 de țigări normale, adică 4 pachete. Și știu, veți spune că nu folosiți nicotină. Oricum sunt foarte periculoase și pot provoca afecțiuni și boli foarte grave. Și mai multe despre asta ne spune un om care este în măsură să vorbească. Este doctor pneumolog Marius Sava, așa că îl poftim alături de noi. Și că asta era piesa de la alt doctor. Da, l-am descalificat și... Ai încurcat doctorii. L-am descalificat pe celălalt doctor și se potrivea foarte bine. Îmi pare rău, doctore. Nicio problemă, puteți să Luați. Doctore, iartă-mă, îl salutăm și pe el, prietenul nostru, ani de zile a fost cu noi aici, doctor Mihail, te pupăm, doctore, sănătate și succes. Marius Sava e cu noi aici, doctor pneumolog, și povesteam despre povestea asta. Doctore, mă bucur că ai venit în halat și stetoscop. Stetoscop și am și parafa la mine ca să demonstrez tuturor, uite. Faci și mie o scutire? Știi că întotdeauna când am zis că doctorul are parafa, scutire la școală. Dacă vă povestesc eu cât am obținut așa, nu. Dar lăsați. Exact. La școală, da. Doctore, lumea zice, domnule, astea de vaping sunt sănătoase, nu fumezi țigări. Și una de asta înseamnă 4 pachete de țigări? Sunt cazuri și mai rele de atât. Adică depinde și cantitatea de lichid pe care o are un asemenea dispozitiv și cantitatea de nicotină. Acesta este de 10 ml, dar sunt de 20 de ml, sunt de 30 de ml, adică sunt niște chestii foarte mari. Și asta are 20 de mililitri. Are 20 de mililitri, da. Echivalentul la concentrația de nicotină pe care o are, echivalentul a 4 pachete de țigări. Deci nenorocirea asta înseamnă 90. 4 pachete de țigări? Și știi care este problema? Problema este că în momentul în care ai un pachet de țigări și fumezi, vezi că începe să se îmbunătățească acolo numărul de țigărilor și te oprești la un moment dat. Zici, domne, am exagerat. Din chestia asta nu ai senzația asta. Adică fumezi și la un moment dat te trezești că se termină. Și tu, de fapt, ai fumat vreo 4 pachete de țigări într-un timp foarte scurt, ceea ce este extrem de nociv pentru corp. Și cu asta poți să fumezi și în interior, știi? Că ai oriunde cu tine. Știu, dar am înțeles că... Adică e mai periculos, că fumezi și în... Peste tot. O să se schimbe chestia asta de anul acesta, din câte am înțeles, și se bage în... și dispozitivul acesta în rândul fumatului. Da, asta e nenorocire pentru plămâni, este și pentru sănătate. Paradoxal, o să spun ceva care o să pară un pic ciudat. Pentru plămâni, în momentul de față, este considerat ca fiind mai sănătos. Asta? Da. De ce este considerat? O țigară normală are vreo 7000 de substanțe. Din alea 7000 de substanțe, 70 au fost studiate ca fiind cancerigene. Adică știm 100% că 70 din substanțele pe care le conține o țigară sunt cancerigene. Adică oamenii care fumează știu că... Știu toți. Asta că este poți să riște, da. Nu scrie și pe pachete. Scrie, da, și e și număr de telefon pentru un program. Stop fuma, nu sună nimeni la el acolo. Bun. Și... Acest dispozitiv este cunoscut cam de 20 de ani. Deci el a fost făcut în China acum vreo 20 de ani și nu este intens studiat. Deci în momentul de față nu avem date care să spună cât de nociv este. Nu avem date clare. Acum, dacă ne întoarcem în urmă cu 100 de ani, fumatul era considerat un tratament foarte eficient pentru tuse. Adică acum 100 de ani, oamenii care tușeau, li se dădea 2 țigări ca să nu mai tușească. De ce? Pentru că nu se știau foarte multe lucruri despre țigări. Așa este și cu vapatul. Păi stai liniște că cu vreo 30-40 de ani vedeam o documentare cu doctori care recomandau țigări. Știi, fumau doctori și ziceau, dacă doctorul fumează... Știu, dar se întâmplă și asta. Și în momentul de față mai sunt. Dar erau atunci, erau reclame la televizor. Lucrurile au evoluat și în momentul de față știm 100% că țigara normală face foarte mult rău. Și acum, la 20 de ani după ce a apărut țigara electronică, știm ce rău face, dar nu știm că face mai rău decât țigara normală. Dar știm că face și asta rău. Foarte mult rău. Dar am înțeles că ai niște poze cu niște plămâni. Sunt colegii mei din regia de emisie. Vor să le pună pe telefon, pe wallpaper, pe telefon. Uite. Pot să mă duc acolo, da, ca să vă arăt un pic? Doctore, da, te rog frumos. Uite ce frumos se vede. Deci ăștia sunt plămânii unui fumător? Nu. Ferească Dumnezeu. Nu. Deci în poza aceasta... Hai să ferească Dumnezeu că arată urât, dar nu știu dacă e de... În poza aceasta avem un plămân normal. Așa arată plămânii normal. Și la asta am zis ferească Dumnezeu. Păi dar știu, pentru că știi, există la noi, în cultura noastră, că dacă ai plămânii negri, e o problemă. Nu, plămânul negru înseamnă că e plin de aer. Aerul nu se vede la radiografie, este radiotransparent. Adică tu ăsta negru zici că e sănătate curată. Asta este un plămân complet curat, aceste linii și aceste puncte pe care le avem sunt vase de sânge, așa trebuie să arate un plămân normal. Un plămân sănătos așa arată.
Asta este coloana vertebrală, este undeva o poză făcută în spatele plămânului. Așa trebuie să arate un plămân normal și pe radiografie, dacă vă faceți radiografie, o să vedeți că plămânul este negru. Eu am o mașină, vrei să o aduc? Aduceți-o dacă vreți. Jur dacă nu. Pe ia să aduc, că mi-am făcut eu, mă, într-o zi, că am vrut să văd cum stau plămânii, am radiografie, am și analize la mine, atâtea, toate. Tot, facem un consult aici. Da, Greta, în portbagaj, pozașul, le vezi tu. Le vezi că-s mari, așa. Ia uite, mă, ia să vezi. Ia. Bun, deci asta este plămân normal, negru, așa trebuie să fie, cu coastele. E foarte intuitivă treaba. Aici e ficatul, aici este splina. Mă rog. Există o boală care este legată de țigara electronică, se numește EVALI. Este un acronim, căutați pe Google EVALI și o să vedeți ce înseamnă boala aceasta. De la unul Vali. Da, care era cu ei înainte. Bun, ce înseamnă? În momentul în care fumul acela, aburul, intră în plămâni, există o soluție, se numește acetat de vitamina E. E, în toate țigările electronice există. Intră în interiorul plămânului și pur și simplu sfâșie plămânul pe interior. Îl sfâșie. Pe acolo, pe unde îl sfâșie, începe să curgă un lichid. Se numește exudat. Și plămânul, în loc să fie plin de aer, uite ce frumos este, apare să fie alb. Tot ăsta este lichid. Tot ce vedeți alb. Asta de la vaping mult. Exact. Adică nu de la țigara normală, de la vaping. De la, da, de la vapat. Așa ai potențial să faci boala asta? Am văzut pe unul într-o zi în mașină, da. Eram la semafor și era unul lângă mine. Și avea o chestie de asta, îți dau, știi, o chestie de fumat, cred că era pe vechi omul, adică avea, da, nu știu, da, rămăsese de-aia. Bă, când a tras odată fum și a deschis geamul, îți dau cuvântul meu de onoare că n-am putut să plec de la semafor uitându-mă cât fum poate să iasă din mașină. Îți dai seama ce se întâmplă în gâtul omului ăla și în plămânul omului ăla, cu tot aburul ăla intră în plămân, iese și pe nas, iese peste tot, usucă foarte tare, se poate întâmpla chestia asta și poate să moară, 95% mortalitate când pățești așa ceva. 95%. Și dacă ai așa ceva, doar să te iubească foarte tare Dumnezeu, să ai pile până rai, pe undeva, să scapi din așa ceva. Nu scapi. Doar să ajungi la un doctor care să pricepe dar foarte bine. Adică nu scapi, nu scapi, mori? Mori, te duci imediat, iei liftul. Adică nu, când nu. Asta? Când pățești așa ceva, când faci boala asta care se numește EVALI. Nu este foarte des întâlnită, dar este potențial fatală. Toate bolile astea au E-coli, EVALI, păi da, e lumea eurilor. Bun, acum ce vreau să-ți arăt, că ți-am spus, dacă te iubește Dumnezeu foarte tare sau cineva din cer și scapi, nu ajungi niciodată să ai plămâni normal. Pentru că te vindești tu, dar te vindești cu o fibroză pulmonară extinsă și toată viața plămânul tău stai o să un pic, arată stai că nu știu care e a mea. Stai. Doctorul vorbește. Aia e de dalmațian, zici că e plămân de dalmațian. Exact așa, se numește popcorn. Nu cred, bă, așa se numește. Popcorn, se numește, mă rog, popcorn. Nu e chiar dalmațian, că ar fi fost așa. Așa, vai, zi, doctore. Bun, deci avem fibroză pulmonară, pe aici nu o să mai treacă aerul niciodată normal, nu o să mai poți să faci efort, nu o să mai poți să respiri cum trebuie, câteodată ajungi la nevoie de oxigenoterapie și să stai cu niște cornițe nas toată viața, nu cred că este o plăcere extraordinar de mare, ești supus unor infecții pe care poți să le faci pe aici, nu mai ai imunitate deloc și diferențele sunt îngrozitoare, adică uite cum arată un plămân normal și ce frumos este și uite cum ajungi să ai plămânul din cauza fumatului electronic. Nu, stai un pic, eu sunt ipohondru, nu le-am găsit pe ale mele, le-am găsit pe ale lui nevastă mea, de aia nu fumează, nu are absolut nicio treabă. O să-i zic că-s normal atunci. Păi nu, păi a ieșit aici, uite, are și dovada. Desen interstițial accentuat. Da, nu, e ce trebuie, așa că știi cum e. Nu, e normal. Nu, la ea e ce trebuie, să le aduc și pe ale mele, că l-am mai pufăit din când în când, sunt corect cu tine, dar vreau să te întreb ceva. A întrebat pozașul care a venit la noi la emisiune, narghileaua e tot așa sau narghileaua nu e? Narghileaua face parte tot din substanțele de inhalat, nu este la fel de nocivă ca vaping. Deci nu e la fel de nocivă. Nu este, dar este tot la fel. Poți să faci o boală, pentru că în momentul în care... Deci noi avem... Stai un pic, stai ca să-ți povestesc care este ideea. De la trabuc faci boală, nu? De la trabuc poți să faci o boală, dar un pic mai gravă. Care este... care este ideea? Problema este că aceste dispozitive au o aromă. Și te păcălesc. Nu, aroma aceea nu este o chestie naturală, adică nu și închipuie nimeni că să duce cineva, ia cireșe, le stoarce și pune acolo niște sirop de cireasă și tu tragi în cireșe. E ceva sintetic. În momentul în care ajunge în plămân chestia aceea, plămânul crede că este ceva străin și începe să acumuleze celule care să ne apere împotriva acelei substanțe. Și se acumulează în plămân foarte multe zone în care încearcă, corpul nostru încearcă să ne apere, dar zonele acelea se transformă pe termen lung în fibroză pulmonară. Și poți să numește pneumopatie interstițială difuză, așa se numește, mă rog, nu contează chiar așa tare. Dar ideea este că poți să rămâi cu fibroză pulmonară și nu neapărat în parte acută, ci în parte cronică, fumând astăzi un pic, mâine un pic, poi mâine un pic. Și la trabuc? Trabucul, problema este gudronul, problema este fumul pe care
acolo este o problemă, trabucul nu se fumează zilnic, nu fumezi foarte mult în timpul zilei, acolo să zicem că e o chestie care mai lăsăm așa o parte unde putem să-i absolvim de vină pe cei care fumează. Fumezi? Nu, asta vorbeam. L-ai fumat vreodată? Niciodată, domnule, nu înțeleg de ce n-am fumat. Adică toți copiii fumeau pe lângă mine la liceu, eu nu m-am atins de asta. Niciodată. Nici la tine acasă fuma tata, cineva? Bunic, ceva? Nimeni. Dar nu știu dacă asta este, că la liceu atunci când te duci... Pozașul ai auzit? Narghileaua? Iadul pe pământ. Nu e chiar iadul pe pământ. Adică există așa niște trepte. Cel mai rău e fumatul clasic, apoi... Deci fumatul clasic primul loc, da, apoi vaping-ul. Dar s-ar putea ca în 10 ani să fie invers. S-ar putea în 10 ani să fie și apoi narghileaua și trabuc. Bine, niciuna nu este bună. Și pipa? Da, bine. Pipa aia este un fum care este nici măcar nu este trecut într-un filtru. Aia e mai rău. Dar tragi fum în tine. Dar ăla zice numai că e tutun pur. Oamenii știu, da, și nu contează, tot fum este. Adică n-au substanță, n-au cherosen, n-au chestiile alea care sunt benzipirăni, hidrocarburi aromatice, că sunt o groază de lucruri care sunt. Dar tot fum este, ca și când te duce și ai sta cu nasul asupra unui foc. Deci când mă bag eu la grătar? Da, ăla este foarte reușit, dar numai că facem o dată pe săptămână, că nu cred că faci zilnic. Deci, și ăla fumul de la grătare, da, fumul ăla este pe mai multe părți rău. Este odată că îl inhalezi și odată că îl mănânci. Pentru că fumul ăla intră direct în carne. Nu e bun deloc. Asta este arța. Acum am zis prea multe informații. Nu, e foarte bine. Bravo, las că pe emisiunea asta nu mai ori ne ducem pe râpă, da, vreau ori să mergem mai spun cum ceva trebuie. De bine, substanțele. Anca Lungule să-i spune ce n-avem voie să mâncăm, nici grătarul nu mai e. Bine, suma vicilor e constantă, să știi. În momentul în care te lași de fumat de ei, de altceva... Ai și tu vicile tale, doctore. Am, dar nu le spun la televizor. Asta este. Să uită părinții, a? Nevasta. Ai, lasă-mă. Am înțeles, deci vicile sunt în zona asta. Nu. Ca să înțelegeți care este ideea. Da. Adică vicile sunt cu inima, de asta vreau să zic. Păi nu, fumatul afectează și inima, dacă tot veni vorba. Da. Da, crește riscul de a face infarct. Dar nici ea n-a fumat? Nici ea nu a fumat. Mi se pare că a fumat în copilărie ceva, a fost o chestie din asta, răzdeață, i-a dat o mătușă sau uite, ceva. Uite, întreabă cineva, nu pot să zic numele companiei sau asta, dar și asta e nenorocire? Da. Țigările la care miroase a ciorap nespălat, la fel. E tot nenorocire. Pentru cei care știu despre ce este vorba. Că miroase ca ciorap nespălat. Da, tot ce intră în plămâni... Și se termină repede când cărcătorul. Da. Tot ce intră în plămâni afară de aer nu este bun. Asta este o idee. Și mai ales că țigara asta electronică mai are o substanță care dizolvă. Și dizolvă și lucrurile prin plămâni. Adică ne dizolvă și substanța pe care o inhalăm noi, dar ajunge și în plămâni. Noi în plămâni avem așa pe interior o substanță care căptușește plămânul pe interior și începe să o dizolve, se numește surfactant. Da, știi ce vreau să te mai întreb? Încă ceva. Poți să curăți plămânii? Adică dacă ai fumat o perioadă, nu știu, 20 de ani, 10 ani, poți să mai te lași de fumat? Poți să existe ceva să scoți fumul ăla sau odată ce ai fumat? Plămânul este un organ pretențios, nu este ca ficatul. La ficat consumi alcool de nu mai poți într-o zi, în următoarele 2-3 săptămâni se curăță și nu mai ai probleme dacă nu mai consumi. La fumat nu este așa. La plămân nu este așa, scuzați-mă. Plămânul nu știe să crească înapoi. La plămân, dacă au apărut modificări legate de fumat, așa rămân. Iar riscul de a face cancer după țigară, după fumat, scade la 5 ani după ultima țigară. Deci tu 5 ani după ce te-ai lăsat de fumat, tu ai riscul de a face cancer ca un fumător normal. După 5 ani începe să scadă progresiv și ajungi la normal undeva la vreo 15-20 de ani. Și chiar vorbeam înainte, dar mă rog, vorbeam că funcția pulmonară se dezvoltă până la 25 de ani. Deci copiii ăștia care fumează nu o să aibă niciodată o funcție pulmonară normală. Băi, ați auzit? Cu voi vorbim. Cu copiii, vorbeam cu copiii până la 25 de ani. Asta e, da. Noi... Mulțumim mult de cu tot. Multă plăcere. Te mai așteptăm, doctore, numai bine. Cu multă plăcere. Deci te găsește lumea pe Instagram, cum? Pe Instagram, Sava Marius, pe Facebook, Sava Marius, dar cel mai mult mă găsiți în cabinet. Sava Marius. Sava Marius. Perfect, doctore, îți mulțumim mult. Cu multă plăcere. Numai bine.